poveste de Crăciun. Babel era un mic ren ce trăia pe lângă casa lui Moș Crăciun. Renul avea doar 3 luni și încă nu avea coarne. Babel era singurul ren al moșului care nu putea să zboare, tocmai din cauza că nu avea încă coarnele fermecate care îi ajută pe ceilalți reni al lui Moș Crăciun să zboare. Micul Babel visa mereu că i-a crescut cornițele și poate zbura la fel ca toți ceilalți reni. Iar moșul l-a ales pe el să tragă sania noaptea magică de Crăciun, când merge din casă în casă pentru a lăsa daruri copiilor. Dar de fiecare dată se trezea și realiza că totul era doar un vis și că încă nu-i crescuseră cornițele. Într-o dimineață, când micul ren s-a trezit din somn, acesta i-a povestit cu lacrimi în ochi moșului visul său. "Am avut din nou același vis. Am visat că mi-au crescut cornițele fermecate și pot să merg cu tine să împărțim daruri copiilor. Dar când mă trezesc, realizez că nu am încă cornițe." "Nu-ți face griji, Babel. Visul tău va deveni realitate în curând. Trebuie să mai ai răbdare, puțin." În acea noapte, după ce micul ren a adormit, moșul s-a apropiat de patul lui, l-a luat ușor în brațe, fără să-l trezească, și l-a pus pe Babel în sania cu care urmă să plece în cea mai importantă călătorie din an, cea a ajunului Crăciunului. Moșul și-a pus costumul său roșu, sacul cu jucării era pregătit, iar sania trasă de reni a pornit la drum, urcând despre cer, odată cu celebrul "Ho, ho, ho!" Babel s-a trezit și nu i-a venit să creadă că zboară în sania moșului. Moșul s-a întors spre Babel și a spus: "Vezi, micuțule ren, nu a mai fost mult până să zbori în sania mea. Dar nu a trebuit să aștepți să-ți crească cornițele magice pentru ca visul tău să devină realitate." Și în acest fel Babel a învățat o lecție importantă. Uneori trebuie să avem mai multă răbdare pentru că tot ceea ce visăm să devină realitate. Trebuie să facem eforturi, poate chiar sacrificii, să fim întotdeauna perseverenți ca să ni se îndeplinească dorințele.